În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Rugăciun. Fraților și surorilor, aseară m-a sunat fratele Vasile și a spus ar trebui să avem o zi de ajun, de post, pentru sora Ulrică. Și a spus, bine, voi intra în post, dar în timp ce vorbeam la telefon, Domnul mi-a spus în inimă, va trebui să mergi până acolo și să vă rugați pentru ea. Am înțeles apoi că aveți adunare în seara aceasta și am spus, hai să le unim pe amândouă. Vom ajunge la 6, ne vom ruga și apoi vom veni să-i vedem pe frați, să-i încurajăm și să spunem o rugăciune împreună. Aș vrea doar un singur verset să las pe inima noastră în seara aceasta din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 12. Se poate pune acolo sau nu se poate pune? Nu. Nu se poate. Nu. Citim de aici. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. În seara aceasta vom învăța ceea ce Iisus a spus despre ucenicii Lui și apoi implicit despre noi. Voi sunteți sarea pământului. Ce înseamnă a fi sare? Care-i gustul sării? Cum își poate pierde sarea gustul? Vom învăța despre acestea în seara aceasta. În timpul facultății există un curs numit didactica. Acolo se învață cum să predai la copii la școală, dar este și o lecție practică. Trebuie să mergi să predai și inspectorul de la Oradea, unde eram atunci, a spus, noi organizam tabere, după Revoluție, multe tabere și a auzit ce face. A spus, domnul Pavel, nu vă supărați, aș vrea să adun mai mulți profesori și să ne faceți o lecție cu copiii și să fie lecția dumneavoastră. Când am auzit că vin mai mulți profesori să mă inspecteze, să mă vadă, a spus, bine, mă supun. M-a dus undeva la o clasă de clasa 7-a, cu emoții, vor fi copiii cu mine sau nu vor fi cu mine. Și lecția mi-a dat-o dânsul. Biserica astăzi. Ce ar trebui să facă biserica astăzi? Țin minte că am intrat în clasă cu emoții și le-am spus, copii, am mari emoții. Ați vrea voi să mă ajutați să fac lecția aceasta? Și copiii au zis la mâna și au spus, domnule profesor, vă vom ajuta. Apoi le-am spus ce vom învăța în lecția aceea și mi-am dus cu mine, ca material didactic, un pum mare de sare. Și am întrebat, copii, la ce e bună sarea aceasta? Și copiii au spus așa, domnule profesor, sarea dă gust, sarea oprește stricăciune. Și a spus, felicitări. Apoi am avut o lumânare mare la mine, am aprins-o, i-am rugat să treacă perdelele și a spus, ce face lumânarea aceasta? Și foarte cu minte, o domnișoară mi-a spus, părinte, zice, domnule profesor, așa trebuie să arde noi ca o lumânare în viața asta și atunci vom pâlpâi în jurul nostru. Felicitări, domnișoară. Apoi am chemat un băiat și a spus, vino la mine. Am avut un tub mare de spray, mirosea tare și a spus, te rog acum prin clasă să mergi să-i sprayezi pe fiecare. Încep cu fratele Visir și pe fiecare îi sprayezi bine. S-a dus și apoi a spus, acum vă rog să vă mirosiți unul pe altul. A ce mirosă? A spray, domnul profesor. Și apoi le-am spus la copii așa, dragii mei, voi sunteți chemați să fiți sare, să fiți lumină, să fiți mireasma lui Dumnezeu. Acum vă spun dumneavoastră din Chendria sunteți chemați să fiți sare, să fiți lumină, să fiți spreiul lui Dumnezeu. Vă spun doar întreagă, în Vechiul Testament fiecare jertfă, frate Vasile, trebuia să fie sărată cu sare. Când undeva în Ierihon s-au amărât apele, s-au stricat, Elisei prorocul a luat un pumn de sare și a aruncat în izvorul acela și imediat apele au devenit dulci. Întrebarea cu care vreau să începem e așa, oare care-i gustul sării, frate Ștefi? Sării astea din Biblie.
care-i gustul sării oare? Frate Vasile, oare care-i gustul sării? Sare de care Hristos spune în Biblie. Până vă gândiți, vă spun eu. Voi sunteți sarea pământului, e după fericit. Și Iisus a spus așa, ferice de cei săraci în Duh, adică de cei smeriți, ferice de cei ce plâng, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei curați cu inima. Cu alte cuvinte, gust de sare, ascultați-mă, sunt oameni care dau gust de cer. Gust de sare aici sunt oameni care seamănă cu Iisus, au caracterul lui Iisus și au gust de cer. Peste tot unde merg ei, ei sărează, ei dau binecuvântare, ei duc gust de cer. Asta e mare lucru, Domnule, să intri într-o familie în care e supărare și tu să duci gustul cerului. Să mergi pe uliță, să mergi la alimentară și tu să ai gust de cer. Oriunde intră un om al lui Dumnezeu care are cerul în el și gust de cer, duce bucurie, duce înviorare, ridică moralul. Întrebarea e, avem noi sare noi? Vă spun ceva, la creștinismul nostru modern, sau poate că și în Chendria, să mă iertați, îi sare cu mult pământ. Îi o pată mare de sare, dar numai nu sară. Ceva s-a întâmplat. Săptămâna trecută am sărbătorit întâmpinarea Domnului și vreau să vă dau două exemple de oameni care erau, unul avea 360 de ani, dreptul Simeon. Ana avea cam 105-107 ani. Și era plină de sare. Doi bătrâni plini de sare. Și când au sărat ei, Hristos, dacă vreți, a fost binecuvântat și a venit în lumea aceasta. Ei l-au primit. Dați-mi voie să citesc ce spune despre ei din Luca 2, 25 la 27. Și iată că în Ierusalim era un om, Simeon, auziți vă rog, un om plin de sare, cum e. Omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Așa. Și îmi citesc și celălalt text, din 2, de la 36 la 38, spune așa. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămase văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărtea de la templu, și zi și noapte slujea pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Cine are aici 110 ani? Cine are aici 360 de ani? Oameni care ne spun, suntem bătrâni acum, mai putem, nu, nu. La 110 ani și la 360 de ani erau oameni plini de sare. Cum arată oameni plini de sare? Auziți, vă rog, duceau o viață sfântă. Duhul Sfânt erau peste ei. Oameni care au sare în ei au trei lucruri. Unu, sunt oameni care viața lor o axează și pun accentul pe Sfânta Scriptură. Vă dau temă de casă. Dacă ești la pensie, un ceas, măcar un ceas, citește Scriptură. Nu repede, spune aici, spune așa, Doamne, sunt aici să mănânc cuvântul Tău, sunt aici să mă întăresc din cuvântul Tău. Vei vedea că te vei umplea de sare, ia un ceas să citește. Eu iau psalmii special, sau evanghelie. Ia un ceas, frate, pe zi și citește. Și vei vedea că vine sarea lui Dumnezeu peste tine. Apoi aici spune că Duhul Sfânt era peste el. Ce înseamnă
să fii plin de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune că într-o casă sunt mai multe vase. Unele pentru întâmplitoare de ocară, unele de cinste, dar auziți, vă rog. Dacă cineva se curățește, va fi un vas sfințit, folositor stăpânului, destoinic pentru orice lucrare bună, ascultă-mă. Curăță-te, frate, de tot ce nu-i după voia Domnului. Poate vei spune, dar ce să ne curățăm noi, că suntem bătrâni acum? Uită-te bine, nu cumva este neiertare? Nu cumva este pică? Nu cumva este bârfă? Nu cumva este răutate? Și le ții acum de ani de zile în lucruri mărunte. Dar ele opresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să te umple. Oamenii plini de sare sunt oameni care spun: vreau să fiu, Doamne, curat și pe dinăuntru și pe din afară. Folosește-te, fă tu ce vrei cu mine. Și mai au o calitate. Oamenii plini de sarea lui Dumnezeu, auziți, vă rog, trăiesc în post și în rugăciune. Îți fii bătrân, dar ascultați-mă, ia măcar o zi până la amiază pe săptămână. Și dacă vă uniți cu toți, îi spui: Doamne, ai milă de băiatul meu, de fata mea, de nepotul meu. Dragii mei, puterea lui Dumnezeu e acolo unde există post și rugăciune și dumneavoastră știți asta. Oameni plini de sare sunt oameni care iau Scriptura, Duhul Sfânt este în ei și trăiesc o viață de post, de post, de post și rugăciune. Vreau să fiu foarte practic. Cum arată un om care e plin de sarea lui Dumnezeu? Noi în istoria oastei am avut câțiva oameni și o să vă dau exemplu. Când eu am fost prieten cu Nicolae Marini, fratele lui Ioan Marini, și mi-a povestit multe lucruri din viața lui. Mi-a spus, de exemplu, la un moment dat, zice: fratele meu era și apreciat în sat, dar și bârfi de oameni. Era învățătorul satului, el vorbea, predica peste tot, dar era o femeie limbută, foarte, foarte, foarte rea de gură, foarte rea de gură. Și fratele meu a spus: o să-i vii eu de hac, o să o potolesc eu. Și m-am uitat, era mai mare cu mine, cum o va potoli? S-o interesa ce nevoie are acasă. Și n-avea lemne. Era undeva februarie, era frig și un bucată de lemne era acolo. A vorbit cu căruțașul satului, i-a adus lemne și undeva pe la noapte, a spus: vii, vii noaptea, nu ziua, noapte vii. Fratele meu cu căruțașul descărcau lemne la femeie în curte. Vecina a ieșit afară repede să vadă ce se întâmplă acolo, era gălăgie. A ieșit, a văzut că doi oameni descarcă lemne, a intrat apoi în casă. Dimineața, vecina asta limbută a ieșit afară și vorbea singură și spunea: aveam nevoie de lemne, lemnele sunt aici, cine le-a fi adus? Și vecina îi spune: astă noapte, învățătorul ăsta Marini descărca lemne. Păi da, eu l-am vorbit toată viața de rău și l-a știut. Nu știu ce ai făcut tu. El descărca lemne. Fraților, ăsta-i gust de cer. Ăsta-i gust de cer și prinde. Și femeia a spus: dacă e așa de bun Dumnezeu, eu am terminat cu vorbirea de rău și de duminică mă duc și mă predau Domnului, acolo la oastea Domnului, unde merge acest învățător, Ioan Marini. Ce mi-am povestit când a fost la fratele Dors, la dânsul mergeau în ture și în ture și așa mai departe. A mers cineva și a adus un blid mare de plăcinte. După el s-au dus alții și au spus: uite, acum a fost cineva și eu n-am ceva, dar da, uite, blidul de plăcinte, luați-l voi. Și frații au vorbit unii cu alții: asta înseamnă gust de cer, bunătate. M-a sunat fratele meu înainte de Crăciun și a spus: îi cineva din Bucium care vrea să dea un porc la oameni necăjiți. Imediat m-am gândit, da, știu deja oamenii, și după aceea am mai mulți. Și cu fratele Ionică, frații au dat, au dea porcul și am mers și l-am împărțit. Fraților, câtă bucurie
Eu n-am făcut nimic, eu am fost doar șoferul. Dar asta e gust de cer, fraților. Și suntem chemați să ducem gustul de cer, gustul de cer în lumea aceasta. Dar Iisus întreabă, dacă sarea își pierde gustul, ce înseamnă? Cum își poate pierde sarea gustul? Dacă creștinii își pierd mărturia, atunci nu mai sunt bun la nimic. Vă spun cu durere, cineva spunea, de-a noștri, ostași de-a noștri, băieții, copiii spuneau, tata, la biserică, la adunare, îi înger. Dar acasă e demon, cu mama și cu noi. Dragii mei, vă întreb, dacă cineva se îmbată și-o pierdu mărturia, frate Ștefi? Da, dacă cineva se mânie și-o pierdu mărturia? Da, dacă cineva poartă pismă și răutăți tot timpul și-o pierdu mărturia? Frați și surori, dacă ne-am pierdut mărturia, noi putem spune ce vrem. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, vorba sună, fapta tună. Dacă mărturia noastră de fiecare zi, oamenii nu pot să spună, ăsta e un om al lui Dumnezeu, Domnule. Uite cum vorbește. I-am spus-o, el a rămas calm, mi-a vorbit cu blândețe, l-am împins și l-a spus, eu rămân aici și te iubesc cu dragostea lui Dumnezeu. Frații și surori, vă chem în seara aceasta și chemare și pentru mine să fim sare densă. Și eu cred că nu v-ați pierdut gustul de tot. Închei cu trei lucruri foarte practice. Unu, reanalizează-ți prioritățile, frate dragă. A fost Iosua, știi despre Iosua? L-a spus de așa. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Frate, ai 60 de ani, ai 63 de ani, ai 70 de ani, ascultă-mă. Cât mai ai în lumea aceasta, ai o singură misiune. Tu ești o bucățică de sare căzută din cer. Du gust de cer peste tot. Du gust de cer, du gust de cer. Eu am 55 de ani, mulți înainte. Nu știu cât îmi va mai da Dumnezeu. Dar eu nu mai vreau să trăiesc în ani. Eu vreau să trăiesc în clipe. Clipe cred că voi mai avea. Și vreau ca fiecare clipă să o trăiesc intens pentru Iisus. Și să fiu sare pentru lumea aceasta. Reanalizează-ți, frate, prioritățile. Doi. Reînnoiește-ți dragostea ta față de Iisus. I-a spus Iisus unei biserici, am ceva împotriva ta, ce ai, Doamne? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ascultă, frate, ascultă, soră, nu mai avem ce iubi la anii noștri, decât pe Iisus. Spune, Doamne, vrem să te iubim, Doamne, cu toată intensitatea sufletului nostru. Doamne, vrem să punem împărăția ta și voia ta pe primul loc. Și mai e ceva, cu puțină minte care mai avem, energie, bănuți, tot ce avem să facem un singur lucru. Cum să extindem, cum să ducem împărăția lui Dumnezeu? Nu uita, frate, nu uita, soră, ai fost chemat să fii sare, fii sare densă, dă pământul la o parte și sară. Când stai cu sarea, îți dă poftă dacă vrei de mâncare, îți dă poftă de apă, îți dă poftă de viață. Fii unul care duci pofta după împărăție, pofta după Dumnezeu, fii sare, slăvit să fie Domnul. Amin.